Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Berbec. Aceasta va fi o etalare generală, prin urmare e important să te uiți atât la Zodie cât și la Ascendent, dar și la semnul zodiacal în care ai luna sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Voi scoate câte o carte pentru fiecare lună din anul 2021 și pe urmă o să le clarificăm ca să vedem ce aduce fiecare lună pe situația de dragoste, sănătate și bani. Hai să vedem. Pentru berbeci, ce aduce 2021? Riscuri și oportunități. Ok. Început interesant. Bun. Și energia anului pentru berbeci este șasele de cupe. O energie foarte plăcută, foarte multă susținere din partea Universului pentru toți berbecii în acest an, un an în care berbecii se pot simți din nou copii sau vor încerca să recâștige, să redobândească anumite energii, anumite sentimente, moduri de gândire, moduri de a fi din copilărie. Hai să vedem, pe fiecare lună în parte. Anul începe cu 6 de monede, 8 de bâte, carul sau fetonul, temperanța, pajul de monede, 10 de bâte, diavolul, îndrăgostiții, asul de săbii, 4 de bâte, magicianul și justiția. Un an foarte, foarte frumos pentru berbeci. Bun, hai să o luăm lună cu lună să vedem ca energie generală ce va duce fiecare lună. Luna ianuarie începe cu 6 de monede. Este o energie foarte stabilă, începutul de an îi vede pe berbeci cu foarte multă susținere în plan material, în plan fizic. Fie că e susținere financiară de la anumite persoane sau pur și simplu o susținere morală, emoțională care vă ajută să avansați în plan material în viața voastră. Lunile februarie și martie vin cu două cărți de mișcare, cu două cărți de viteză. Berbecii o să se miște cu foarte mare viteză către țelurile lor, că acestea sunt profesionale sau personale, depinde de situația individuală a fiecăruia. În orice caz, aici e foarte multă mișcare, foarte multă viteză, foarte multă forță și energie de a vă urmări scopurile, de a vă atinge țelurile. Luna aprilie vine cu un mesaj de cumpătare, de temperanță. Aveți grijă, cei care la începutul anului ați băgat aici foarte multă viteză, e posibil în luna aprilie deja să vă pierdeți din energie și ar fi bine să luați o pauză, să luați un respiro, să trageți linie, să adunați, să vedeți ce a mers bine, ce a mers rău, ce puteți să îmbunătățiți în viitor. Pentru că vedem aici pe luna mai pajul de monede. Berbecii o să-și dea seama în luna mai că încă mai au multe de învățat. Planurile care și le-au făcut aici în februarie-martie, da, păreau foarte mărețe, da, s-au apropiat foarte mult de țelul lor, dar ca să ajungă exact acolo unde vor să fie ei, atât în plan profesional cât și în plan personal, mai au de muncă, mai au de învățat. Și vedem aici pe luna iunie 10 de bâte. E posibil ca o parte dintre berbeci în perioada asta de primăvară să își fi asumat un pic mai mult decât pot duce și aici înspre iunie deja să simtă greutatea acestor decizii pe care le-au făcut la începutul anului. Mesajul este să nu renunțați pentru că 10 de bâte ne arată și că sunteți foarte aproape de țelul vostru final. Sunteți foarte aproape de finish line, da, e partea cea mai grea, e partea cea mai abruptă a muntelui pe care acum trebuie să o urcați, mai ales că pe poziția următoare, în luna iulie, vedem aici diavolul, care în tarot reprezintă zodia Capricornului, da, cu 10 de bâte vă apropiați de zodia Capricornului, de vârful astrogramei voastre natale, de țelul vostru în viață, de scopul vostru suprem, ceea ce vreți cel mai mult să obțineți în această viață.
Lunile iulie și august vin aici cu alegeri, pentru că atât diavolul cât și îndrăgostiții sunt două cărți care, în esență, ne arată că în fața voastră se deschid două drumuri, două opțiuni și aveți de făcut o alegere. În luna iulie va fi o alegere tentantă, în luna august va fi o alegere emoțională. Pentru că diferența majoră dintre aceste două cărți este că diavolul vine cu tentații, îndrăgostiții vin cu chemarea sufletului. E posibil să aveți aici de făcut două alegeri, mai întâi în plan profesional, pe urmă în plan personal, sau e posibil să reveniți asupra aceleiași decizii pe care ați luat-o în iulie, să reveniți asupra ei în august. Depinde de situația fiecăruia, oricum o să clarificăm în etapa următoare să vedem exact la ce se referă aceste cărți. Perioada de toamnă vine iarăși cu niște cărți superbe pentru berbeci. Avem aici în septembrie Asul de Săbii, e posibil să iasă la lumină un adevăr ascuns. Pentru cei care sunteți în litigii, aveți ceva procese pe rol în acest an, e posibil aici ca în septembrie să iasă la iveală noi evidențe, noi lucruri, să descoperiți informații suplimentare care în decembrie aici cu justiția să vă dea dreptate de cauză. Pentru cei care nu sunteți în litigii, nu aveți procese pe rol anul acesta, Asul de Săbii poate pur și simplu să vină cu o idee nouă, cu o inspirație nouă, sau pur și simplu cu o energie mentală mult mai activă aici pe finalul de an. 4 de bâte în luna octombrie, o să vă simțiți foarte împliniți, mai ales acasă, mai ales în sunul familiei. Aici vedem o structură foarte solidă, aveți niște rădăcini solide, niște fundații solide pe care puteți să vă construiți viața, sunteți foarte fericiți aici în sânul familiei, în locuința voastră, înconjurați de prieteni și de toate lucrurile care vă dau fericire. Luna noiembrie vine cu magicianul, vine cu posibilitatea de reinventare pentru berbeci, cu posibilitatea de a iniția orice proiect vă doriți și va fi un proiect de termen lung, nu doar de o zi, o săptămână, o lună. Aici magicianul ne arată că berbeci au învățat lecțiile acestui an și acum sunt pregătiți și dornici să își creeze viața pe care și-o doresc. Mare atenție aici pe noiembrie, pentru că în perioada asta de toamnă o să avem și un Mercur retrograd, iar magicianul, printre altele, reprezintă și Mercur. E posibil ca după toată această perioadă de retrogradare, aici în perioada în care Mercur iese într-un final din retrogradare, să vă acorde niște surprize, să vă dea niște noi înțelesuri, niște noi informații, poate care vin aici cu Asul de Săbii, da? Prima oară au apărut în septembrie, când Mercur intra în perioada de retrogradare, și să vedem aici pe decembrie împreună cu justiția că vi se face dreptate, vi se acordă anumite lucruri care poate v-au fost luate pe nedrept. Justiția în tarot reprezintă și zodia balanței, care pentru berbeci reprezintă casa 7 astrologică a parteneriatelor. Aici în decembrie vedem o revenire la echilibru, mai ales în relațiile parteneriale. De orice fel ar fi, că sunt parteneriate de afaceri sau că e relația cu soțul, soția, aici vedem în decembrie o mult mai mare egalitate, justiție, dreptate, echilibru în aceste relații. Per total va fi un an foarte frumos pentru berbeci, în care aveți parte de foarte multă susținere. Vedeți și aici energia anului în general pentru voi este șasele de cupe, energie de susținere. Anul începe cu șasele de monede, care este o altă energie de susținere. Anul acesta o să aveți foarte multe oportunități, o să aveți și niște alegeri importante de făcut, dar în principiu va fi un an extrem de pozitiv pentru berbeci. Hai să scoatem și niște cărți de clarificare pentru berbeci, să vedem în primele 4 luni din an, ianuarie, februarie, martie, aprilie, să clarificăm puțin pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Bun, pentru primele 4 luni din an, pe dragoste avem aici Cavalerul de Bâte. Cavalerul de Bâte este o persoană care se apropie foarte rapid de voi, foarte focos, cu foarte multe intenții pasionale.
și în combinație cu acest 6 de monede e posibil să fie o persoană de la locul de muncă care vă va face foarte multe oferte și se va apropia cu foarte mare viteză de voi. Vedem aici 8-ul de bâte, carul, ambele sunt niște cărți de viteză, iar cavalerul acesta de bâte, când este așa plin de pasiune și cu aceste cărți de viteză, vedem că în februarie-martie lucrurile se vor desfășura foarte rapid, dar vedem aici pe aprilie temperanța, cumpătarea. S-ar putea ca această relație să se răcească foarte rapid, mai ales aici spre luna aprilie. Nu vă speriați, este pur și simplu reversul medaliei dacă v-ați aruncat cu capul înainte prea repede aici, mai ales dacă e vorba de un rac sau o persoană care are anumite plasamente native în rac sau în săgetător, s-ar putea aici pe aprilie să se răcească puțin relațiile, să se tempereze puțin relațiile. Nu este neapărat un lucru rău, pentru că dacă lucrurile ar continua în această viteză, riscați să ajungeți la burnout, să ardeți toate resursele emoționale acestei relații mult prea repede. La un moment dat trebuie să luați lucrurile mai încet și să construiți și ceva solid, dacă vă doriți, bineînțeles, ceva pe termen lung. Dacă vă dați seama aici în aprilie că nu vă doriți ceva pe termen lung cu acest cavaler de bâte, e posibil că atunci voi să fiți cei care inițiați terminarea acestei relații. În orice caz, relația începe aici în ianuarie cu foarte multă susținere și cu foarte mult potențial de stabilitate. Acum depinde de voi în ce direcție vreți să duceți această relație. Va fi și una foarte pasională, care riscă să ardă ca un chibrit, așa foarte furtunos, foarte rapid și să se stingă dintr-o dată. Trebuie să fiți aici foarte atenți la aceste semne. Pentru cei care sunteți interesați pe situația de sănătate, aici avem spânzuratul. O parte dintre voi s-ar putea să stagnați pe perioada asta lunilor ianuarie-aprilie, să nu înregistrați nicio înrăutățire, dar nicio îmbunătățire în starea voastră de sănătate, dar pe de altă parte spânzuratul vine și cu o nouă perspectivă. E posibil în primele 4 luni ale anului să faceți rost de informații sau să mergeți la un medic, la un specialist, care să vă dea o nouă perspectivă asupra situației voastre de sănătate și asupra felului în care trebuie să acționați de acum înainte. Pentru voi, pe starea de sănătate, anul începe cu susținere, o să aveți susținere financiară, morală, fizică din partea Universului, lucrurile nu o să se înrăutățească, dar nici nu o să se îmbunătățească în primele 4 luni. Cărțile acestea două de viteză aici, 8-ul de bâte și carul, mi se pare că e vorba mai mult de o energie mentală, de informații noi care vin către voi cu foarte mare viteză și care aici pe luna aprilie o să vă dea și o concluzie asupra felului în care ar trebui să acționați în viitor, mai temperat, mai cumpătat, astfel încât să vă rezolvați problema de sănătate care vă îngrijorează acum. Pe capitolul de bani, carieră, situație financiară, aici avem justiția. Justiția care a mai apărut odată aici pe luna decembrie. E posibil ca anumite elemente care apar în prima jumătate a anului să se clarifice și să se rezolve într-un final aici, pe finalul anului. După cum vă ziceam, justiția pentru voi reprezintă și casa 7 astrologică, unde există zodia balanței și se referă la parteneriate de orice fel. Acum, pentru voi, parteneriatele de afaceri sunt foarte bine aspectate aici pe începutul anului, în primele 4 luni. Mai ales dacă în ianuarie încercați să obțineți un credit, o finanțare, poate niște fonduri europene, nu știu, o să accesați anumite programe de ajutorare a întreprinderilor sau a firmelor de calibru vostru, lucrurile o să se miște foarte rapid și într-o direcție foarte bună. O să aveți susținere de la Univers, o să aveți susținere de la instituții financiare. Lucrurile o să meargă foarte bine pentru voi în primele 4 luni din an, dar aici aveți foarte mare grijă la fondurile astea care vi se aprobă în ianuarie, pentru că în februarie-martie, dacă nu sunteți atenți, riscați să cheltuiți mai mult decât v-ați propus din acest buget și luna aprilie să vină cu mesajul acesta de temperanță, de cumpătare, de reducere a cheltuielilor și de mai mare grijă și îngrijorare pe partea de buget. Luna aprilie poate să vină și cu anumite cerințe legale de a
demonstra felul în care au fost cheltuiți banii până acum, așa că mare grijă tot timpul anului, dar nu doar în aprilie, să vă țineți foarte atent contabilitatea, intrările, ieșirile, încasările, cheltuielile, investițiile, astfel încât să nu vă panicați aici în luna aprilie când vine momentul de a răspunde pentru toate tranzacțiile financiare din compania sau din parteneriatul vostru. Fiți echilibrați, fiți cumpătați, da, aveți foarte multă susținere, da, primele 4 luni din an vin cu aspecte foarte pozitive pe situația financiară, dar asta nu înseamnă că e în regulă să cheltuiți mai mult decât vă permiteți sau că puteți să nu acordați atenția suficientă asupra aspectelor financiare din afacerea voastră. Pentru cei care nu sunteți antreprenori, nu aveți o afacere, e posibil ca luna ianuarie să vină cu un mic bonus sau cu o mică mărire de salar care e foarte binevenită. Iarăși mare atenție în lunile februarie și martie să nu cheltuiți mai mult decât vă ține portofelul, pentru că dacă faceți excese financiare în februarie-martie, luna aprilie o să vă taxeze. Nu o să vă taxeze foarte rău pentru că temperanța, da, cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului, oricum face aspect pozitiv de trigon cu zodia voastră. Dar oricum e bine să fiți atenți aici în această direcție. Bun, hai să vedem următoarele 4 luni, mai, iunie, iulie și august, să vedem ce aduc în situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, a apărut și 10-le de bâte pentru a doua oară în această etalare. Hai să le luăm pe rând. Pentru situația de dragoste. După această desfășurare fulgerătoare a unei relații în care trăiți în 4 luni cât nu trăiesc alții în 40 de ani, pe partea de dragoste, următoarele 4 luni ale anului vin aici cu 10-le de săbii. Durere, trădare, un final nefericit. Pentru cei care au trăit foarte intens această poveste de dragoste în primele 4 luni ale anului, care s-a terminat fulgerător în luna aprilie, următoarele 4 luni din an vin cu mesajul că ar trebui să vă uitați din nou asupra lucrurilor care s-au întâmplat în primele 4 luni, să vă dați seama ce a mers bine, ce a mers prost. Nu cred că sunt șanse să reluați aici această relație. Poate pe lunile iulie-august aici va trebui să faceți o decizie în ce direcție vreți să mergeți, dar eu nu văd la acest moment că ar fi posibilă reluarea acestei relații cu această persoană. Văd aici mai degrabă că această decizie pe care vă cere mai întâi diavolul și apoi îndrăgostiți este decizia între a rămâne blocați în trecut în această energie de 10 de săbii sau între a merge către viitor, a face un pas într-o nouă direcție. Pentru cei care nu finalizează o relație aici în aprilie, mare atenție în al doilea trimestru al anului, în perioada mai-august, să nu lăsați problemele de la job sau problemele cu alți oameni din cercul vostru de prieteni, din familie, să vă influențeze negativ relația. Da, e ok să avem susținere de la partenerul sau partenera noastră, dar nu putem să ne așteptăm ca ei să ducă toată povara problemelor noastre personale. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pe cont propriu. Bun, hai să vedem pe partea de sănătate. În al doilea trimestru vedem aici 10-le de bâte. Pentru voi greu începe de-abia în perioada asta aprilie-august. Dacă în prima jumătate a anului lucrurile cumva stagnau, nu erau nici mai bine, nici mai rău decât în trecut, pur și simplu ați mers pe aceeași linie de plutire, cumva ați reușit să vă țineți capul deasupra apei, acum în perioada asta mai-august deja e momentul să acționați, să faceți ceva în privința stării voastre de sănătate și lucrurile nu vor fi ușoare. În același timp, văd că vă apropiați foarte mult de soluționarea acestei probleme. Așa că e foarte important aici să nu vă dați bătuți, mai ales în luna iunie, unde 10-le de bâte din clarificare se suprapune peste 10-le de bâte din etalarea de bază. Nu vă dați bătuți, sunteți foarte aproape de final. Aici, în luna iulie, august,
Aveți foarte mare grijă la tentații, mai ales dacă pentru voi e vorba de o dietă sau de un regim foarte strict. O să aveți foarte multe tentații aici în iulie-august să deviați de la traseul vostru. Vă rog, nu faceți asta, mai ales în iulie-august. E important să vă adunați toată voința voastră, astfel încât să duceți lucrurile la capăt, să duceți lucrurile la bun sfârșit. Sunteți foarte aproape de țelul vostru final, de obținerea stării de sănătate pe care vă doriți, chiar dacă va fi greu, e foarte important să nu renunțați. În carieră, bani, situație financiară, avem aici o carte foarte frumoasă, avem Forța, Puterea, cartea care în tarot reprezintă zodia leului. Leul pentru berbeci face aspect de trigon, aspect de susținere. Văd că în al doilea trimestru o să aveți foarte, foarte multă susținere în partea aceasta financiară, de afaceri, de bani și de carieră. Va fi mult de lucru, cu zecele de bâte aici, clar, va fi mult de lucru. Mai ales pentru cei care vă aflați în situația de pași de monede, să o luați de la capăt, să începeți o nouă traiectorie în cariera voastră, veți avea mult de lucru, veți avea mult de învățat, dar și aici pe lunile iulie-august vor veni oferte către voi. Pentru cei care ați depus efortul cerut de la voi în prima parte a anului, în a doua jumătate vor veni aici oferte foarte tentante, oferte de a face lucruri care sunt mult mai aproape de sufletul vostru. S-ar putea să vină o ofertă de la un capricorn, de la un geamăn, de la un leu. Pentru cei care sunteți antreprenori, aveți propria voastră afacere, pajul de monede ne vorbește despre situația financiară a companiei voastre, a afacerii voastre, și zecele de bâte ne vorbește despre nevoia de a munci foarte mult pe acest aspect al afacerii. Partea pozitivă este că după ce depuneți tot acest efort în lunile mai-iunie pentru a vă aduce în regulă sau pentru a vă stabiliza sau pentru a crește pe partea financiară, lunile iulie și august vin cu foarte multă susținere, cu multe opțiuni sau multe drumuri care se deschid în fața voastră. Diavolul ne arată o posibilitate de creștere foarte mare în afacerea voastră, iar îndrăgostiții ne arată o posibilitate de un parteneriat foarte profitabil în afacerea voastră. Iar Forța, da, zodia leului, aici ne arată că sunteți susținuți, mai ales dacă e vorba de o afacere creativă sau dacă lucrați cu copiii. Ok, și acum să vedem pentru ultimele 4 luni din an, pentru septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, o clarificare pe dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Pentru cei care ați suferit foarte mult aici pe mijlocul anului, da, în lunile mai-iulie, ultima parte a anului, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, vin cu un nou început plin de pasiune. Asul de săbi este o carte foarte pasională, foarte focoasă, care ne arată aici că în septembrie, în urma unor noi lucruri care ies la iveală, berbecii poate să treacă în sfârșit mai departe de acest 10 de săbi, să o ia de la început într-o direcție mult mai stabilă pentru ei, pentru că aici 4-ul de bâte ne arată o fundație mult mai stabilă pentru această relație pasională, magicianul ne arată că puteți să duceți această relație în orice direcție vă doriți voi și justiția ne arată că va fi o relație foarte echilibrată, va fi exact genul de relație pe care berbecii și-o doresc. O energie foarte frumoasă pe partea asta de dragoste. Hai să vedem pe sănătate, avem aici karma. Cei care ați reușit la jumătatea anului să duceți la bun sfârșit acest tratament, această terapie, direcția de sănătate pe care ați urmat-o, în ultima parte a anului veți beneficia de răsplata Universului pentru tot efortul depus de voi până acum. Karma vine cu răsplată pozitivă sau cu lucruri negative în funcție de acțiunile pe care le-au întreprins fiecare dintre noi. E posibil pentru o parte dintre berbeci aici în luna septembrie să aibă loc un set de analize sau o vizită la medic care o să scoată la iveală adevărul, care o să demonstreze clar ce ați făcut în prima parte a anului.
ați făcut lucrurile necesare pentru o mai bună stare de sănătate sau nu? În orice caz, de oricare parte a baricadei vă aflați, fie că ați depus efortul necesar și acum sunteți într-o stare de sănătate mai bună sau că nu ați făcut lucrurile care trebuia să le faceți, v-ați lăsat tentați de acest diavol, de acești îndrăgostiți, fiți fără grijă că aici în luna noiembrie apare o nouă șansă pentru toți, o nouă șansă să o luați de la început și să faceți schimbările necesare pentru starea voastră de sănătate. În bani, carieră, situație financiară, avem aici turnul. E posibil în urma alegerilor care le-ați făcut aici pe lunile iulie-august, în septembrie să iasă la iveală anumite informații care vă erau ascunse până acum și turnul să ducă fie la nevoia dizolvării unei asociații sau la renunțarea la anumite elemente din afacerea voastră. Turnul tot timpul ne ia ceva, e o pierdere, dar este o pierdere absolut necesară, astfel încât în viitor să putem să creștem pe direcția corectă pentru noi. Da? Chiar dacă turnul pe moment pare un lucru negativ, fiți foarte, foarte atenți aici în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, la ce elemente pleacă din viața voastră, ies din viața voastră, pentru că vă vor aduce mai multă stabilitate și vă vor aduce beneficii pe termen lung, chiar dacă momentan, când se întâmplă acest lucru, nu vă dați seama. Pentru o parte dintre voi este posibil să pierdeți din cota de piață pe care erați obișnuit să mergeți și acest lucru să vă oblige să vedeți lucrurile în alt fel, să vă reanalizați afacerea, să vă reanalizați planul de afaceri și să descoperiți o nouă piață de desfacere la care până în trecut nici măcar nu v-ați gândit pentru că n-ați fost nevoiți să vă gândiți la aceasta. Pentru o parte dintre voi este posibil ca un hobby din care puteați să faceți niște bănuți în plus, dintr-o dată să nu mai vă aducă aceste beneficii și să fiți nevoiți să vă reanalizați felul în care petreceți acel timp și să găsiți alte activități care să vă aducă mai mulți bani decât acel hobby. Într-o parte dintre voi poate vă bazați foarte mult pe orele suplimentare plătite de la job și, nu știu, dintr-o dată se întâmplă ceva care nu vă mai permite să faceți aceste ore suplimentare. În schimb, o să vă treziți cu mai mult timp liber în mâinile voastre. Ce vreți să faceți cu timpul acela liber? O să stați doar în fața televizorului să vegetați sau o să îl dedicați altor activități din care poate o să reușiți să faceți mai mulți bani decât făceați cu acele ore suplimentare. Da, încerc să vă explic aici, o să vină în ultimele 4 luni din an anumite evenimente neașteptate care o să vă limiteze, în primă instanță o să vă limiteze capacitățile voastre financiare, dar dacă stați bine și analizați, o să vă dați seama că vă și deschide calea către noi posibilități financiare. Trebuie doar să fiți atenți, să fiți pe fază și să nu ratați aceste oportunități care apar în fața voastră. Bun, și înainte să finalizăm, vreau să vă las cu un gând bun din aceste cărți, Puterea gândului. Până când amestec eu cărțile ca să găsim mesajul pentru berbeci pentru anul 2021, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi, nu uitați să vă uitați și la ascendent, lună sau la zodia în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă v-a plăcut mesajul meu, vă rog să-mi dați și un like, eu apreciez foarte mult toată susținerea voastră. Bun, și acum hai să scoatem de aici un mesaj pentru berbeci, deschid noi uși vieții. Mă bucur de ceea ce am și știu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise. Am încredere că viața este minunată. Un mesaj foarte frumos pentru berbeci, pentru anul 2021. Fiți deschiși la viață. Acest an are foarte multe oportunități pentru voi, sunt bineînțeles și niște riscuri, viața n-are cum să fie tot timpul frumoasă, mai trebuie să existe și tristețe, mai trebuie să existe și niște lacrimi, dar per total, energia totală, completă a anului este una foarte pozitivă,
cu foarte multă susținere din partea Universului pentru berbeci, profitați de această energie pentru că puteți să obțineți și să realizați lucruri minunate în acest an. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Vă doresc să aveți un an minunat. Ne vedem și în celelalte videouri. Pa, pa!